Ministerul Sănătății a finalizat recent un studiu în care au fost incluși copii de 8 ani pentru a verifica starea de nutriție a acestora. În urma cercetării s-a constatat că un sfert dintre copii sunt supraponderali sau obezi, prevalența fiind aproape de 2 ori mai mare la băieți față de fete și semnificativ mai mare în mediul urban față de cel rural. În urma centralizării datelor, s-a constatat că 2/3 dintre copiii incluși în studiu sunt normoponderali, peste 5% suferă de subnutriție, iar peste 1% de subnutriție severă. În ceea ce privește distribuția pe sexe a stării de nutriție, peste 5% dintre fete și același procent dintre băieți suferă de subnutriție, iar peste 1% de subnutriție severă. Procentul fetelor normoponderale este mai mare decât cel al băieților, cu 5,9%. Astfel, conform studiului, prevalența supraponderalității și obezității la băieți este de 29,8%, iar prevalența supraponderalității și obezității la fete de 23,7%. Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 207 școli din mediul urban și rural, alcătuit doar din copii de 8 ani. Referitor la acest aspect, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a declarat conform Mediafax că obezitatea este o problemă importantă de sănătate, iar prevalența ei este în creștere în întreaga lume, cu o tendință alarmantă pentru Europa. Conform declarației ministrului, consecințele supraponderalității în timpul copilăriei constau în boli cardiovasculare și diabet de tip 2, probleme ortopedice și tulburări mentale, rezultate slabe la școală și o scădere a stimei față de sine. Prevalența obezității s-a triplat în 2010 față de anul 1980, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Din această cauză, România și-a exprimat disponibilitatea de a participa la proiectul OMS.